Salut și bine ați venit la prima ediție a podcastului. Data asta suntem la Sports Festival. Îl avem alături de noi pe Patrick Ciorcilă, prieten de al meu și cred că creierul capul organizării acestui festival. Și aș începe, să... aș începe cu întrebarea principală. Cum s-a născut ideea? de a organiza acest uh, festival de sport în Cluj. Da, în primul rând îți mulțumesc frumos că ai folosit și cuvântul prieteni, asta e mai important decât uh, orice și îți mulțumesc că ești aici alături de noi este o mare onoare pentru noi să te avem uh, aici și să, printre altele să organizăm meciul tău de, de retragere. Uh, da, ideea s-a născut uh, nu, n-a venit de la mine ci a venit de la unul dintre uh, colegii mei, dintre asociații mei, Horațiu, care a văzut o nevoie în piață Uh, el are copii, știi, și uh, a văzut au, au asesizat faptul că uh, ca să îți dai seama ce sport îi place copilului tău, îți ia foarte mult timp și costă foarte mult, pentru că nu știi dacă îi place, dacă este bun sau dacă îi place tenisul, fotbalul, basketul și așa mai departe. Și atunci destul sportul a devenit destul de inaccesibil în ultimul timp. Uh, în România, dar și în alte țări, pentru că trebuie să-ți iei antrenor, trebuie să-ți închirezi un teren, trebuie să ai unde să joci, adică de când avem device-uri și nu mai petrecem atât de mult timp afară, avem atât de multe distrageri, nu mai, ne, nu mai suntem așa de aproape de sport. Și atunci, ideea noastră a fost să aducem din nou sportul mai aproape de oameni și de aceea, în, în aceste patru zile, am zis, ok, hai să vedem, cum facem copii și nu numai copii, cât și adulți să ajungă la cât mai multe sporturi, și la cele foarte populare, dar și la cele mai puțin convenționale, ca să spun așa, în mod gratuit. Adică am luat peste 20 de sporturi, colaborăm cu antrenori, cu cluburi sportive cu federații, le aducem toate în același loc, logistica în același areal și atunci copiii pot să încerce un anumit sport și să poate să-și dea seama dacă, dacă le place sau nu le place și nu doar atât, cât și semnalul pe care îl dăm. Vrem să promovăm sport de masă, sănătatea, educația și cred că ă, asta înseamnă sports festival. Așa Mine am câteva cuvinte. Minunat, mi se pare, fiind aici la, la sports festival, mi se pare că e de folos pentru copii, pentru părinților și pentru sportivii profesioniști care caută și mai multe informații, pentru că aici nu sunt prezente doar uh, câteva evenimente, sunt prezente sunt, sunt prezenți o grămadă de uh, sportivi activi, for sportivi care au sunt prezenți în discuții, în masterclass-uri, uh, sunt accesibili dacă vrei să-i întrebi ceva, deci uh, încurajez pe toată lumea care vine la festival să-i să caute și uh, să le pună o grămadă de întrebări. Dar ca să organizezi așa un festival, care îi spune că sunt uh, cei mai importanți oameni de care ai nevoie? echipă. Da, este un festival, cum ai spus și tu, sunt foarte multe activități care se întâmplă și de aceea un festival, până la urmă asta înseamnă un mix dintre multe activități. Fie că ești spectator, fie că ești un, nu știu, sportiv, fie că ești un spectator neutru sau doar vrei să vii, să te plimbi, să vezi. Asta, de asta vrem să oferim. Cum sunt festivalurile de muzică, cum e tiful la film. De, 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 de acolo am și plecat, pentru că pe sport nu există nimic și, vorbesc, și când zic nimic, este la nivel mondial. Pentru că sport festival este un concept unic în lume. Nu există un concept asemănător. Mai sunt diverse festivaluri, evenimente punctuale, dar un festival atât de extins, cu atât de multe sport nu, nu este. Și atunci, acolo am, am văzut uh, nevoia asta. Iar ca să-ți răspund la întrebare, uh, cred că e foarte complex. Adică, eu am mai organizat diverse evenimente, cum ar fi turneul WTA, dar cred că evenimentul acesta, Sports Festival, este cel mai uh, complex de organizat, pentru că treci prin foarte multe zone, adică ai meciuri demonstrative, ai sporturi de masă, ai concerte, ai masterclass-uri, ai foarte mulți invitați de marcă care vin din toate zonele. Și atunci, ca și oameni, trebuie să ai... Noi avem o... avantajul cel mai mare pe care îl avem este că avem o echipă foarte bine sudată, avem o chimie extraordinară și avem oameni extrem de bine pregătiți. Pe partea de logistică, oameni care sunt cu experiență, care au făcut multe alte evenimente înainte, pe marketing avem uh, oameni experimentați, Tibi pe logistică, Ștefana pe marketing, uh, ceilalți colegi de mei au un background de, de publicitate, de, uh, deci cumva ne, eu am background de sport, adică cumva fiecare mm. are știe foarte bine ce are de făcut, pe ce zonă este și ne completăm foarte bine. Deci cred că nu există un om cheie și există o echipă până la urmă, știi? Adică asta cred că e cel mai important în astfel de eveniment. Da, asta se și simte. Uh, când mă întâlnesc cu voi, uh, se pare că fiecare știe uh, foarte bine ce are de făcut, comunicați și uh, lucrați foarte bine împreună. Uh, dacă ar fi să uh, folosești experiența acumulată în organizarea acestor evenimente și uh, acestui festival și ai putea să uh, sfătuiești o asociație sportivă, un club sportiv sau chiar o federație uh, cu câteva idei care le-ar putea ajuta să aibă o activitate mai bună, uh, care ar fi? Da, e, noi chiar pe, pe lângă acest eveniment, noi avem și o activitate de, care e curentă lună de lună și zi de zi și printre altele ce am, am și făcut asta deja, am colaborat cu diverse uh, federații, de exemplu, Federația de Gimnastică sau Federația de Volei, care au venit la Cluj cu diverse evenimente sau și în alte orașe și au... Ne-au contactat pentru că au zis, ok, uite, avem, vrem să organizăm acest eveniment, îl avem, nu știu, Campionat European sau așa mai departe, dar nu avem know-how necesar în echipă să o facem. Deci, cred că Că nevoia pe care noi o vedem la nivel de federații nu sunt neapărat lipsa de fonduri. La unele federații este și problema asta, cum e chiar și la tenis a fost o problemă că nu, nu a fost destule finanțări, dar alte federații au finanțări destule, mm. doar că nu își manegerează corect partea financiară și nici nu au, oameni, nu, nu au oameni pe fiecare zonă, cum spuneam, de festival. Cred că o federație trebuie să funcționeze exact ca și, nu știu, un SRL sau ca o companie până la urmă, adică trebuie să vadă cum își împarte bugetele cum, care sunt care sunt veniturile și la final trebuie să se autosusțină cum ar veni. Adică eu așa văd situația și cred că mai multe federații vedem lipsa asta de, de oameni chei acolo, adică pe marketing, nu se știu promovat, știi, adică și nu ne pare rău când vedem că s-ar putea face mult mai multe lucruri pentru sportul din România, dar unele federații, nu că nu vor, sunt oameni foarte competenți, dar nu sunt destul de de ca echipe sau poate le lipsesc cu oameni cheie sau așa mai departe. Deci, cred că asta ar trebui să facă o federație, cum am zis, să funcționeze ca o, ca o companie. Adică, fiecare companie are o, oameni în diverse poziții care știu exact ce au de făcut. Uh -huh. așa, o, așa o văd. Minunat. Uh, Te-aș mai întreba uh, din experiența uh, ta și a festivalului lucrând cu uh, mai multe companii, mai multe branduri, aveți mulți parteneri uh, și cu ambasadori de branduri și influenceri și sportivi profesioniști activi sau retrași. Uh, din ce ai văzut, uh, cum, cum ai sfătui pe tinerii uh, sportivi uh, care pot într-o zi ajunge imaginea unor branduri? Ce cum ai sfătui să-și desfășoare activitatea sau pe ce să pună accent ca să, să aibă, să ajungă și imaginea unor branduri, să se ajute și din, din partea asta? Da, cred că, cred că un sportiv trebuie să conștientizeze foarte bine faptul că viața de tenismen e destul de scurt. Adică e un job pe care îl ai, pentru că dacă vrei să ajungi, tu știi mai bine ca mine că dacă ajungi la un anumit nivel, asta se transformă într-un job. Adică, ok, este un joc de de la un punct, e jobul tău, tu din asta trăiești. Și atunci, acest tip de job e foarte scurt, pentru că merge până la 30 de ani, în funcție de dacă ai avut accidentări, dacă n-ai avut, dacă ai avut, adică dacă te-ai pregătit bine, poți să o prelungești cariera, dar la 35 de ani, te oprești și atunci e foarte important ce faci tu pe, pe parcursul carierei. Bineînțeles că depinde de rezultatele sportive, dar nu-i nu de ajuns să ai doar rezultate sportive, ci să, dai tu, să te gândești tot timpul cum îți pregătești afterlife-ul ăsta de după, de după carieră, cred, asta e părerea mea. Adică, te că să te gândești că trebuie să ai o echipă în spate care să-ți gestioneze partea de marketing, să ai un om care poate acum, mai ales în vremurile astea, să-ți gestioneze partea de social media, de uh, relația cu sponsorii, de cu relația cu presa, adică, cred că și partea asta, cu cine te parteneriezi, uite, de exemplu, tu ai avut doar parteneri foarte, din zonă foarte... Uh, clean sau high class pentru că brandul tău a fost tot timpul la un, anum, la un nivel foarte sus, adică ai fost un exemplu și în teren și și în afara terenului. Deci asta, cred că trebuie să te gândești tot timpul cum să-ți să pregătești brandul, în așa fel încât tu să poți să-ți să ai un job și după tenis, știi? Pentru că dacă ai o imagine clean și ai făcut -o totdeauna ce a trebuit, poți să beneficiezi de munca pe care ai avut-o și în anii de după. Aici cred că ai o tu expertiză mult mai bună ca mine. Da, aici mie, mie mi s-a părut tot timpul că uh, m-a ajutat să am lângă mine uh, prieteni mai în vârstă decât mine sau, uh, spun așa, antrenori pe care i-am ales după anumite valori sau, știu, oameni cu care am lucrat, pentru că nu am putut să lucrez cu cineva pe partea de imagine de la început, că nu aveam nu, nu aveam cunoștințe, nu aveam nici resurse. Da. Uh, cumva a trebuit să iau partea asta din diferiți specialiști cu care am lucrat. Uh, Mi-am ales modele de uh, spun persoane publice sau sportivi uh, de performanță care mi-au plăcut, cu care am rezonat, uh, iar mai târziu, când am început să cunosc partea asta mai bine, să colaborez cu specialiști care uh, chiar te ajută și să te cunoști pe tine mai bine și să îți dai seama și un pic de partenerii cu care vrei să te asociezi și cu cine vrei să lucrezi. Deci, uh, Uh, da, uh, sunt de acord cu tine. Uh, bine, cred că e simplu asta. și, da, într-un fel, poate simplu de zis: că trebuie să ai oameni în, în spate și așa mai departe. Clar că trebuie să ajungi la un anumit nivel ca să ai anumite resurse, dar în momentul când ajungi acolo, e bine să conștientizezi că merită să investești în tine prin a avea o echipă în spatele tău, nu doar pe partea sportivă, că acolo toată lumea știe, ci cât și o echipă care să te pregătească în afara terenului. Și cred că un exemplu foarte bun pe zona asta, nu doar de performanță sportivă cât și marketing care îl văd eu este Patrick Muratoglu care o, o să l avem aici. Cred că dacă ne uităm la ce face el pe parte de imagine, pe parte de social media, pe tot ce înseamnă asta, cred că asta e un exemplu. Adică este, avem foarte multe de învățat de la el. Și asta cred că și în relația cu Simona o ajută mult, și pe ea. Adică, pentru că și ea va mai juca câțiva ani, probabil, și apoi trebuie să se gândească ce face după. Și atunci e o persoană de la, care, la care eu mă uit foarte mult, când, pe partea asta de imagine, Muratoglu. Da, corect. Și a aș folosi așa o analogie uh, despre și despre activitatea mea de tenis, uh, cumva. Eu m-am gândit și am fost învățat să uh, devin și să am, zic așa, calitățile unui uh, învingător, unui campion, înainte să devin, înainte să ajung acolo. Pentru că uh, toți ne imaginăm că, ok, lasă-mă să ajung acolo și când ajung acolo să fac și lucrurile astea. Dar uh, Puțini privesc lucrurile bă, dinainte. Adică, întâi, întâi să devii campionul cu toate valorile și toate bă, punctele de care ai nevoie ca să ajungi acolo, că după aia bă, stii, lucrurile se, se leagă de la un pas la celălalt și bă, ai mai multe șanse să, să ajungi acolo. și bă, Pe Patrick îl urmăresc de mulți ani, nu numai de, de când a început să o antreneze pe Simona și bă, bă, înainte pe Serena și după aia pe Simona și a făcut și a pregătit terenul ăsta de uh, antrenor cu experiență, cunoștințe multe, uh, cunoștințe psihologice, știe cum să vorbească cu elevul lui, cum să-l calmeze, motiveze, uh, tot timpul transmite informația foarte uh, scurt și cu încredere și uh, da, uh, făcând asta uh, și prin acest exercițiu al uh, și al social media și filmulețe, cu siguranță și-a dezvoltat și, și el la această abilitate și a devenit uh, antrenorul care este acum. Și la fel poate să facă oricine, pe or în orice okay. domeniu. Uh, ok, uh, așa de, de final, fiind la Sports Festival și într-un moment în care, uh, spun așa, sărbătorim uh, activitatea mea de... Uh, 20 plus ani în, în circuit uh, și mă bucur foarte mult că am ocazia să o fac aici în acest context, să fie acest match de uh, uh, recunoștință pentru toți cei care mi-au fost alături. Uh, dacă ai te gândi în viitor pe cine ai dori să mai ai aici pentru un match de retragere din sportivii români activi, uh, Cine ar fi? Ce fel de meci uh, ai vrea să, să vezi? Nu, nu, ai, cred că ghicești foarte ușor un nume care ți-l-aș putea da din zona asta care e activă acum și aș vrea să aibă un meci aici de, de sărbătoare. E clar că Simona e cap de listă, dacă ar fi să ne gândim, dar. Uh... Uite-te că am. Adică e o mare onoare și responsabilitate pentru noi că facem asta împreună cu tine și ce mi-a plăcut foarte mult și cum relaționăm noi este că tu faci parte din echipa noastră, adică o vezi că suntem cumva împreună, te implici activ, foarte activ în în meci, adică multe lucruri de care se vor întâmpla uh, vineri în în Bed o să ți se datoreze și ție pentru că te ai implicat alături de uh, Vlad care uh, cred că te înțelegi bine cu pe partea de show și ce se va întâmpla acolo. Va fi un show de excepție și asta mă bucură mult că ai văzut și tu din inside cât de mult lucrăm noi la asta și cât de mult ne dorim ca să iasă un eveniment frumos atât pentru noi cât și pentru tine. Deci ca să-ți răspund, Simona cred că ar fi un nume, dar nu vreau să se întâmple curând, adică sper să mai joace mult timp de acum înainte, dar dacă va veni ocazia, cred că e numele potrivit ca să... Și pe cine, pe cine ai vedea uh, în acest meci de retragere uh, alături de Simona? Mai, mai cunosc un jucător din Constanța care putea să fie alături de ea. Deci cred că dacă ea vine la meciul tău, cred că și tu trebuie să fii la meciul ei. Așa mi se pare cel mai frumos. Cu siguranță. Sper să mai fiu în formă atunci când se va retrage. Da, îți mulțumesc că ai fost astăzi aici, că am vorbit despre câteva lucruri. Sper eu să fie de folos pentru cei care ne ascultă și pentru meciul de vineri Într-adevăr, am participat activ la ce se întâmplă, dar în același timp nu vreau să știu tot, vreau ca surprize, nu tot, surprizele stai, să, stai, să nu rămână tot. momente în care să fiu șocat, surprins și emoționat și cu siguranță va însemna mult pentru mine. Mulțumesc mult de tot! Mersi!